Și... Salut, bă, șacalilor, ce faceți? O lună jumătate a trecut de când am mai postat reacție. Data de 1 mai o să o facă ăștia în calendar, știi, cu cruce roșie, cu ortodox, cu catolici, așa, și o să pun acolo 1 mai reacție de la SNIK. Deci asta trebuie să fie, frate, să mor eu. Și ca să fiu sigur că prinde, trebuie să-mi pun clasicii mei ochelari, pentru că numai așa facem treaba, frate, numai cu ochelari ești nebun. Deci m-ați înnebunit cu videoclipul ăsta, cum să faci o scrisoare pentru iepuraș, frate. Deci uite, și am zis, bă, hai să mă, bă, mi-o dat multă lume, bă, intru în comentarii și ce văd aici? Cine vrea ca SNIK să reacționeze? Bă, cine vrea ca SNIK? Hai, bă, să reacționeze din moi, păi, dar nici reacționeze. Deci vă rog din toată inima să dați un like, să facem foarte, foarte multe, să doborăm recordul și un follow neapărat pe Instagram. Deci vă rog pe viața mea, care are 10 minute videoclipul, deci înțelegeți-mă. Îi dăm un like lui Alexia, dăm pe full screen și acum, hai, Doamne, cu căștile alea, aruncă-le să nu le mai văd, Doamne, aici. Arunci ca o fată, Doamne, dar e ok. Asta, și e mai obosit. Bun, gata, play. Salut, play. Bine v-am găsit la un nou videoclip. Ah, okay. Astăzi vreau să vă arăt. Bine, să da, facem, da. Sau cum o chemă? Da. Pentru iepuraș. Iepuraș, și bine. Și să încercăm să strângem la acest video 50 de like-uri. Ce? Mare, familia mea, că o făcut de 68 ori împărțiul la... Hai că nu vorbesc, are 10 minute, da. Alexia, dacă și nu pot. Dacă trecem suma asta, ajungem la 100. Da, păi e logic, nu? Așa, like. Bun. Like, ok, bun, bun. Hai. Hai să vedem. Ok. Ce băi, ăla e cea de la... Băi, mă scuzi, mă, nu, că o pun pe mut, o pun pe mut. No, stai, stai, taci-o leacă. Eu voiam să întreb dacă ceasul ăla e rezistent la apă, atâta tot, dar nu înțeleg de ce Alexia asta continuă să vorbească peste mine. Na, deja are un punct în minus, dar o las acolo să vorbească. Îmi pare rău dacă o să vorbesc când peste ea. Când aia e veche, nici obiectă. Aoleu, Kenda, o să mă răfă. Și acum a, iepurașul, am înțeles. Și ca să nu-i dau doar scrisoare, da. E Moș Crăciun de Paște, bine. Eu am făcut două ouă. Așa. Unul în formă de lubeniță. Poftim! Stai mă leacă, hai mă. Lubeniță. Am făcut un nou lubeniță. Bun, e bine. E ok. Și așa, cu formă. Da. Dacă vă plac ouăle mele și vreți să le faceți și voi pentru acasă. Stau acum și mă gândesc dacă fac și eu un videoclip în care vopsesc ouăle astea de Paște și zic, băi, dați un like dacă vă plac ouăle mele, că sunt ale mele, frate, știi, sunt ouăle mele, dar oricum se înțelege. Băi, dar stai la ele, sunt ouăle mele, ce să fac, na, acum na, Alexia zicea cum a putut ea. Fiecare cu o lelă, mă înțelegi? Pentru scrisoare avem nevoie de... Așa. Un pix. Un pix. Moară, familia mea, că e atâta pixul ai cât pumnul meu ești nebun la cap. Ok, un plic. Nu, că mi-am și eu de pe aici, dacă... Ai, că mi-am morțime, ce am să fac? Stați acolo. Ruși. Ruși, mamă. Ruși este obligatoriu. A, păi, dar n-aveam ruși, ce bine, și da. Și unele fete, okay, dacă vor să lasă un pix pe scrisoare, ca să știe că e de la o fetiță, dar nu-i bine așa, mă, nu-i bine. Curajoasă, sincer, Alexia asta, îmi pare rău că n-am ruj, o pleca maică-mea de acasă și nu știu care e treaba cu rujul, cum așa, unde le are ea, dar mă rog, o să încep să fac cum pot eu. Da, da, așa, da. Nu fie bun scrisoarea doar atâtea, voi pune și unul dintre acestea. Tu vezi cum vorbești, parcă e obosit-o ăla, că și cu alergat 5 km înainte. Hai, ia să împăturez. Pe jumătate. Ei, na, că nu-i fix jumătate, dar nu contează. Așa, hai cu unghia drept. Hai că morți, că nu, nu măsoară iepurașul ăsta, uite că aici e mai așa. Lasă, unde tu mă. Plic n-am, hai. Dar dacă nu-mi iese scrisoarea asta, nu-i dau dislike, dar să moară familia că-i dau report, nu dislike. Acum vom verifica dacă intră, chiar e și mai mic decât. Eu am înțeles-o pe aia că de la o fetiță, că cu ouăle, că dacă intră, da, hâți, că gata, mă, că eu am venit pe YouTube, nu știu, înțelegi? Da, e bine, e similar și la mine. Și acum noi va trebui, dacă intră, așa. Și iepuraș când va scoate, va deschide și va deschide, va deschide așa. Ai, și noi aici vom scrie tot, 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 tot. Deci gata, iepurașul. Mamă, instrumental de Lil Pump piesa, să mor. Bun. Am scris titlu. Titlu, dragă iepuraș. Bine. Bine. Hai să pun și eu. Și acum începem să scrie.
Eu în anul acesta, dragă, bine, iepure, în astea 4 luni. Băi, Alexia, fii atent, m-a învățat pe mine, fii atent ce m-a învățat cine. Pui pumnul, știi, pui pumnul așa ca să înveți să nu merg lunile anului, știi, și începe așa, cu 31, 30, 31, deci cei gol are 30, ăsta are 31, fii atent. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, știi, și uite așa, învățăm așa cu Alexia și iepurașul și mărții mei, hai. Persoși fie și să-i scriem. Hai să-i scriem, ca să vadă iepurașul la 19 ani, așa. Voi să moară familia mea, stai că nu, că eu cred, eu cerut un Rolls Royce, ce dracu e trecut, stai. Eu cred în astea 4, nu la începutul anului, a fost cu minte. Da, o să înțeleagă iepurașul. Eu de la tine îmi doresc un Știu că îmi doresc multe, dar vreau să spun că îți urez multă sănătate, iubire și fericire. Te pup, paște fericit. Da, păi iepurașul ăla nu cred că poate să care un hoverboard, morții lui. Păi iepure atâta hoverboard-ul e cam atât, am înțeles, deci deja e cerut cam multe. Kendama și-o mai punea pe cap și-o mai legat de gât așa în spate, știi, la hoverboard-ul morții mei, doar dacă îl învață să meargă pe el, dar altfel nu văd, na. Bine, Alex, ești un pic bă, cam așa la obraz, dar hai. Da, citea și eu. Iepuraș, 14-a 2017. Da, uleu, parcă la dictare, la română, în clasa 4-a să mor. Dragă iepuraș, eu cred că în astea 4 luni, în acest an, am fost cu mine. Eu de la tine îmi doresc un hoverboard. Nu cred că am scris bine. Și mai doresc o kendamă nouă. Știu că îmi doresc multe, dar vreau să... Are mamița mea, mamia mea, știi, are mama o filmare cu mine de la grădiniță când eram crime în cava și aveam, nu știu cât dracu, așa, bă, așa, deci așa citeam, ești nebun. Da, deci vă dați seama, personaj principal, mama mă filma și de după cameră vedea mama ca și zic, da, spune-o, da, tu copchii, gât, așa filma, știi, și tot din asta e și Alexia asta, sau, mă înțelegi? Bă, vezi dacă îi cer prea mult, mă mai pună. O săgeată, imediat vă arăt cum. Ca să arătăm pe unde, da, că... Morții mei, după atât a mers iepurașul la cât să mai, dar nici nu mai vede scrisoarea. Parcă taie lemne, nu? Că parcă scrie. Dar vorbește cu mine, Alexia. Dar stau cu pixul ăsta în mână. Ia uite. Hai că dacă ai făcut harta României acolo, că nu mai pot. Bine, bine, dar fă-i o săgeată. Ești nebun, cred că eu făcut steagul Europei, eu făcut acolo. Băi... Un pic mai contrastată. Să moar ce-a făcut acolo, ești nebun la cap. Te rog frumos, te rog nu te mânca, dar la noi de la de ochi, măi, de buze. Eu uite că, bă, nu da pe lângă mă. Bă, s-a fupiat ca mult. Mâncai când a făcut așa, uau, leu, stai că... Hai că ai pupat dacă... Primul pupat. Bă, pupat ești, bravo mă, Andreea. Băi, cu câtă fi, câtă majestie mă, câtă prestanță mă, ia. Așa, așa am pupat și o icoană, știi, când a fost la înviere, știi, mă înțelegi? Da. Nu știu de ce am așa amuzant, dar am amuzat vezi așa cum se dă. Hai, așa, și așa tăcut totul, știi, adică dacă n-aș vorbi eu... Doilea pupic. Și hai. Cam așa, pentru ha. Fete. Iar băieții poate să nu facă nici pupici. Bă, da, bă, așa știi, pupicul, știi? Așa. Pachetăm foaia din ăla, mă. Eu știți ce cred eu, mă? Că Andreea a vrut să se și machieze în video ăsta. Scriem, deschidem. A, deci îi facem o săgeată mare, îi mai facem una și după îi scriem și îi arătăm și pe unde să deschid. Deci am înțeles. Cred că să mor eu, cred că are handicap locomotor iepurașul ăla, că altfel nu înțeleg cum, sau de ăla de cap, de paralizie, nu știu ce are frate. O scris 3 rânduri și-a făcut 7 săgeți. Și nebun la cap, nici nu înțeleg frate, dar nici dacă era orb, bă, și punea așa mâna pe săgeata aia, o simțea mai. O ce-am scris? A, cu o săgeată. Deci, vă jur, deci dacă îi mai faceți pe plic o săgeată. Vă jur că închei videoclipul, deci mă jur. Hai că... Ai zis tu că nu intră, că la început, dar... Am înțeles, da, bine. Pentru că când deschide, pam. Așa, pam, așa, bun. Aaaa, am înțeles. Pam. Oh! Wow!
și... Deci au meritat 9 minute ca să văd în ultimele 30 de secunde minunăția asta de cadru. Da, nu cred că am scris greșit. Nu, n-ai scris greșit, nu. Bun. E ok. Hai că... Am băgat-o, o lipim. Așa? Ne înjurăm și pupăm. Iară pup... Sper că v-a plăcut videoul. Mă, dacă nu pupat. Dacă v-a plăcut, dați un like. Așa. Comentați și abonați-vă. Scriem dintre astea două care v-a plăcut și care vreți viară. Cu lubeniță. Gata? Nu știu cum a fost pentru voi videoclipul, gen până la partea asta, dar la mine. Deci vă jur că mi-a făcut ziua mai bună. Vă rog încă o dată să-i văd reacția, vă rog, e iconică, e morții mei, fii atent, fii atent, pentru... Pam. Fii atent, pam, fii atent, pam. Deci arată deschide, da? Bun. Pam. Așa. Așa, nu, genial, mă jur. Bă, lăsând asta la o parte, chiar a fost o scrisoare șmecher. Adică, mă rog, a mea a ieșit un pic mai să moară fama așa cu... Na, nici a mea nu-i perfectă, că doar nici aia nu-i perfecțiunea întruchipată. Da, nu știu ce să vă mai zic, dacă dați, vă rog să-i dați un like, mă înțelegi? Adică eu chiar mă bucur că am reacționat, mi-a făcut ziua mai bună, frate. Da, foarte tare videoclipul ăsta, mă jur pe viața mea, să mor dacă vă mint. Dați acolo un comentariu, un like, un follow, toate cele bune, numai bine, vă urez cea mai... Ne vedem peste una cu altă reacție. V-am pupat. Papa. Sălbatic, stilul meu sadic și silent strike-uri de liric când încarc arcul. Oh vai, fratele tău e trist, nimic de combinat sau ars, s-a apucat de scris. Mă rotesc în zodia ca mileniul, superființă om dublat eteric.